partenerul emisiunii Chateau Vartelli. Inteligent peste medie, nu și peste măsură, și atât de tolerant, încât uneori nu mai este clar dacă e vorba de propria lui părere sau de acceptarea părerilor celorlalți. Acolada și lobul urechilor, înălțimea frunții și proporțiile feței vorbesc despre asta. Relații bune cu părinții. Despre acest lucru vorbește linia netedă a frunții la granița cu bogatul său înveliș capilar, pe care altădată unii lideri politici îl considerau aducător de noroc. Funcții înalte în stat, recunoaștere publică, detaliu comunicat de linia de mijloc a frunții, destul de relefată, va fi oricând la putere, sau cel puțin la suprafața lumii politice. Despre asta vorbesc proporțiile feței, atât pe verticală cât și pe orizontală. În pofida a toate, ușor depresiv. Sprâncenele coborâte și colțurile ochilor la fel. Uneori se simte exploatat, alteori exploatează. După buze și carnația obrajilor, bon vivant. Apreciază plăcerile vieții, dar nu devine robul lor. Eficient atunci când îi se pune un scop concret în față. Capabil de compromis, nu și de trădare. Cum ne descurcăm în această nouă eră, când adevărul și minciuna poartă aceleași haine și aceleași culori? Cui să crezi? Și merită oare să crezi cuiva? De ce omul este mai predispus să creadă o minciună frumoasă decât un adevăr dureros? De ce politicienii mint și de ce poporul se lasă mințit cu plăcere? De ce oamenii vin în politică? Din frustrări, din scopuri nobile sau din dorința de a se îmbogăți? Despre aceste subiecte nevralgice, politicianul Vadim Pistrinciuc și Angela Brașoveanu, azi în studiou la o nouă ediție Egoist. Dragă Vadim Pistrinciuc, azi mi-am încălcat propria promisiune de a nu invita la Egoist niciun om politic, din simplul motiv că nu prea există sinceritate în ultimul timp în sfera politică. Dar suntem acum într-o situație când am nevoie de ajutorul tău. Da, trăim într-o perioadă când albul e dat drept negru și negru e dat drept alb, când este atâta falsă în știri, atâta minciună în scena politică, încât noi, cei de acasă, oamenii de rând, suntem total pierduți și am nevoie de ajutorul tău ca om politic, dar și om politic atipic. Pentru că tu ești acolo, dar în același timp parcă te simți că ai fi și cu noi. Nu știu dacă sunt atipic, eu am o părere bună despre mulți politicieni. Mai ales într-o țară mică ca noastră, nu cred că toți se ocupă doar de manipulări. Dar, într-adevăr, noi trăim acum niște vremuri când și din cauza situației noastre, dar și din cauza tehnologiilor care au devenit foarte accesibile, e tare ușor să exagerezi cu minciunile și cu falsul. De ce zic să exagerez? Fiindcă în politică, în permanență, a fost manipulare. Întrebarea era câtă manipulare trebuie să fie, de câtă manipulare ai nevoie ca să convingi. Dar acum noi trăim vremuri foarte grele din acest punct de vedere. Minciuna a devenit atât de accesibilă, ea poate deveni virală, grație tehnologiilor care există. Și cel mai rău este că e atât de multă și intensă, că omul nu poartă responsabilitate pentru ea. Deci noi suntem într-un prag, practic, unde dacă trecem mai departe acest prag, în general nu vom ști unde este adevăr și unde nu este adevăr. Dacă am comparat cu epoca sovietică, era foarte clar. Trăiam o viață dublă, una era cea oficială, una era cea de acasă. Era clar unde este minciuna și până unde merge. Deci ea nu intra în bucătăriile noastre și în capetele noastre. Acum, din potrivă, nu mai știi unde este adevărul. Dacă orice informație poate fi falsificată, orice declarație a unui om poate fi falsificat, orice convorbire particulară poate fi recroită și orice, adică unde nimic nu mai e ce e. Sau, Nu ce cred că ce trebuie să facem? Nu știu
De fapt, e simplu ce trebuie să facem. Trebuie să fim mai îngăduitori, trebuie să fim mai atenți, trebuie să fim mai liniștiți. Ce înseamnă îngăduitor? În momentul trebuie în care mai liniștiți. Pe noi ne afectează zi de zi. Adică o declarație politică nu este doar o declarație politică. Te afectează imediat, pentru că țara e atât de mică încât orice bumburnac venind de sus, nu știu cum, te prinde în această avalanșă de minciuni. Intensitatea de minciuni sau de falsuri mediatice depinde de anumite lucruri. În primul lucru, cât e mai intensă campania de falsuri și mediatice, cu atât e mai neprobabilă, să spunem așa, teza pe care vrea cineva să o promoveze. Altfel spus, dacă vă aduceți aminte, odată cu anul 2014, conflictul din Ucraina, când toți au rămas șocați de cei ce făceau canale rusești, când vorbeau despre niște chestii cu... Da, băiețelor răstignit pe... și așa mai departe, care a încălcat orice regulă. Evident că unii au crezut, sau mulți poate au crezut în această informație, dar până la urmă oamenii au găsit și modalitatea să, cum spun, să răstoarne situația în folosul lor, fiindcă tehnologia și accesibilitatea acestei tehnologii îți oferă și să contra ataci toate falsurile care se întâmplă sau să te informezi din mai multe surse. E foarte accesibil să te uiți în telefon, la calculator sau în altă parte și să vezi o sursă alternativă de informație sau să citești o analiză, o postare a cuiva care îți explică în doi pași că, de ce ar fi asta un fals, da? Și să oferă informații factologice. Altfel spus, cu cât o altă situație, de ce depinde intensitatea și virulența unor falsuri, din nepopularitatea oamenilor pe care o promovează sau a acțiunilor pe care le promovează. Ce ai în vedere? Poate este situația noastră. Cât omul e mai nepopular, nelegitim în fața cetățenilor sau acțiunile lui, cu atât el va căuta într-adevăr să facă, să prezinte negru-alb, da? Fără niciun fel de nuanță. Și o să arate că totul e bine, totul e excelent, el apelează la superlativ, apelează la lucruri fantasmagorice uneori, chiar ca să arate că eforturile lui sunt diferite. Asta este situația noastră. Partea bună sau plină a paharului este că cu cât mai tare aiurești, cu atât mai ușor se observă această aiureală. Și este situația Republicii Moldova. Noi am avut și istorie cu sirieni și înregistrare cu mama când era prezentată ca o comunicare. Dar a mers. Care au avut a mers. Undeva a mers, undeva s-a întors împotriva celorlalți care au promovat. Unele merg, altele nu merg, da? Sau campaniile politice, când tu încerci, unele, nu politice, hai să spunem niște campanii de a construi ceva, de a transforma anumite lucruri în țară, și când tu le prezinți într-o formă superlativă, într-o formă care excelează cu de multe ori realitatea, cele lucruri pe care tu le-ai făcut, atunci omul se sesizează o discrepanță foarte mare între ceea ce spui tu și ceea ce este realitate și asta se întoarce împotriva ta. E simplu de tot. Eu nu cred că este utopic ceea ce se întâmplă. Da, e o problemă mare, chestia cu informația falsă. Dar trebuie să ne uităm că și noi suntem înarmați cu anumite chestii. Adică noi cei care verificăm, care ne uităm pe mai multe surse, ce fac cei de acasă? Uitați-vă, politicianul din mine o să vă spună că nu o să putem să avem politică fără manipulări. Dar cetățeanul și consumatorul de informații din mine vă spune că astăzi tehnologiile și legăturile dintre noi, dinamica vieții sociale ne permite să fim suficient de înarmați ca să rezistăm aceste avalanșe de manipulări. Dacă ne aducem aminte de ceea ce a zis bătrânul și etern contemporanul Machiavelli, că un politician trebuie să fie și leu, trebuie să fie și vulpe, și în momentul în care promisiunile lui nu-i mai convin, el poate să-și le schimbe, sau dacă s-a schimbat situația, el poate să uite de propriile promisiuni. Politiciana are în față un culoar mult mai larg de acțiune decât omul de rând. Cum și-a asigurat politica atât de multă libertate în raport cu omul de rând, care este mereu, știi cum, țintuit din stânga de lege și din dreapta de religie? Eu nu cred că
Polițianul tot trebuie să fie ținut și de religie și eu aș spune de morală mai degrabă. Dăm voie să eu aș spune de morală. Aici. Trebuie, a da? Trebui. De morală și de lege. Dacă ești un polițian responsabil care vrei după ce ai făcut politică să mai ai loc de bună ziua și te simți normal, împlinit sau să nu ai prea multe regrete, că regrete oricum vei avea, atunci trebuie să te ții de aceste principii. Evident că uneori în politică există situații când scopul scuză mijloacele. Tu nu poți nu fi... uneori, dar întotdeauna. Întotdeauna. N-am prea văzut momente de mare grație când s-a acționat conform marilor principii. Deci există anumite situații când te ții de principii. Nu poți fi chiar totalmente în dezacord cu tine însuți. Dacă ieri ai zis una așa, spui totalmente alta. Ai dreptul să schimbi părerea și este bine. Asta arată că ești, că știi să fii și vulpi, nu doar leu. Da? Dar important, între vulpi și leu mai este și taurul, buhaiul, cum spuneam. Nu dai chiar cu capul în perete de fiecare dată când... Tocmai mi-ai emitit de un politician foarte vizibil la noi, deci care dă în perete dai, de fiecare... Deci dai cu capul în perete de fiecare dată. Bun, noi teoretizăm acum, dar dacă vorbim despre de ce politicianul este impus în situația să uneori să înfrumusețieze unele chestii. Asta e varianta mai soft, varianta mai ușoară a manipulării. Alte ori chiar să spună minciuni crase sau să manipuleze intens, dar el trebuie să lucreze cu oamenii. El nu lucreze cu un singur om. El nu urmează să convingă un singur om. El lucrează cu imaginația oamenilor și lucrează cu mulțimile care sunt mai puțin raționale decât un singur om. Mie nu-mi place cuvântul mulțime, dar cu o comunitate. Aparent, într-o comunitate, oamenii au aceleași mai mult sau mai puțin interese. Doar aparent. Când începi să discuți cu ei, când începi să-i convingi că tu ai reprezentat pe ei, tu nu ai cum să ai doar o frază pentru toți care să-i convingă. Vor exista unii care vor dori altceva de la tine. Și atunci unica modalitate să-ți completezi portretul ăsta de... nu ideal, dar de om în care ei ar trebui să aibă încredere, este să-ți mai adaugi niște atribute pe care tu în realitate nu le ai. Și de aici pornește intenția de a manipula și de aici probabil și Machiavelli spune că trebuie să fii și vulpi, că nu poți fi perfect. Deci atunci când lucrezi cu mase, cu grupuri, cu comunități, tu nu poți să nu... uneori să nu cazi în mreaja asta de a manipula. Important este să te oprești și pentru ce faci. Da? Mi-am adus aminte de un moment după ce a strâns mâinile unei comunități, cum zici tu, oamenilor dintr-un sat, un polițian a intrat în mașina sa și a șters îndelung propriile palme cu șervițele dezinfectante. Deci cam asta e. Bun... ce pot eu să zic despre chestia asta? Nimic. Care îl privește în parte. Spune-mi, te rog, eu ieri am văzut o campanie finanțată de Guvernul Elveției la noi care promovează cultura mâinilor spălate și am văzut cifre foarte alarmante apropo, ce ține de mâinile. Bun, asta nu este un gest frumos după ce dai mâna cu oamenii să speli, dar în genul este să te speli pe mâini foarte bine. Sunt foarte multe maladii care se transmit prin strângerea de mâini. Mai ales în perioada electorală. Zi-mi, te rog. Sunt alte situații când trebuie să-ți numeri degetele după ce ai dat mâna cu cineva, cu unii politicieni. În momentul în care politicienii manipulează și în momentul în care știu că mint, am impresia uneori că ei chiar cred în ceea ce zic. Încep să creadă. Nu simți acest aer de... Asta e pilotajul, cum spun, asta e excelent. Asta e un... Deci în momentul în care un... zice în rus, e vâș și pilotaj. Un lider politic spune că din cauza, spui... eu știu, a protestelor copiii din grădinițe nu vor avea ce mânca, el chiar face o față că ar crede ceea ce spune. Nu, iată aici, nu era cazul de pilotaj din acest gen, fiindcă el nu a crezut chestia asta, a făcut un truc destul de banal, de fapt, încercarea de a victimiza o situație, de a nu, spunem, deci eu nu cred, este, a fost o decizie proastă, incorrectă să faci paralela asta, fiindcă oamenii înțeleg că mare legătură între una și alta nu există, mai ales că nu îți blochează nimeni activitatea și posibilitatea să cauți resurse decât să faci chestii populiste, să mărești rația de alimentare la copii. Nimeni nu se încurcă să faci chestia asta. Iată, asta este un exemplu de, spune așa, minciunică neinspirată, care nici efect nu a avut, sau chiar a avut un efect invers, că nu i-a influențat pe oameni să iasă mai puțin.
mai grav, oamenii s-au simțit și mai tare jigniți după astfel de chestiuni. Ceea ce nu înțeleg unii politicieni este că trebuie să te adresezi oamenilor. Au ieșit oamenii în piață, trebuie să te adresezi lor, trebuie să le spui ceva. Dar atunci când tu împroști cu învinuiri sau cu diferite manipulări, ocolindu-i pe oameni sau jignindu-i și mai tare, tu generezi sau tu conservezi masa asta de protest. Și ea poate fi încă și amplificată. Da, în același timp, cei despre care vorbești tu acționează pe diferite fronturi și într-o parte ocolesc, în altă parte acționează prin alte forțe care, într-un fel, eu știu, scot capacul de pe cea unul în care se fierbe societatea și scade un pic temperatura de... Adică nu acționează pentru o singură sursă. Spune-te, rog, ticăloșii în politică se nasc sau devin? Nu știu, cred că eu în genere sunt adeptul învățării sau teoriei că de fapt omul nu se naște cu anumite, se naște cu anumite talente, dar alte abilități sociale sau aturi sau invers, unele non-calități, el le dobândește pe parcursul vieții. Mai degrabă deci că devine activitatea, așa le impune. Îți pui anumite întrebări în legătură cu de ce un anume politician a procedat într-un fel sau procedează în alt fel. Și atunci când afli că în copilărie, de exemplu, tatăl lui nu l-a acceptat, îți dai seama de ce acționează în continuare așa, pentru că el vrea să fie acceptat de propriul tată. Sau bună, dacă colegii lui de studenții și-au bătut joc de el, el va acționa în continuare ca atare, adică se va răzbuna în continuare și va... Noi tot timpul chiar așa, da? O explicație freudiană a anumitor activități este posibilă în tot ce se face. Sau de psihanaliză, să căutăm anumite traume din copilărie, anumite non-calități. Dar iarăși, aceste lucruri nu sunt o legitate. Foarte multe acțiuni rele, lucruri, comportamente prostești, inumane, arogante, în detrimentul societății, ele se nasc din ignoranță, din lipsă de legi, din lipsă de moralitate, din elite slabe, care nu arată degetul, de acolo se nasc, nu din, să spunem, din psihanaliză sau din anumite experiențe la etapă mai devreme. Experiențe pot fi psihanalizabile. Noi ne învățăm să trăim cu anumite traume pe care le-am avut. Noi ne învățăm să trăim cu relativitatea regulilor și normelor morale. La fel. Dar nu ne învățăm. Dacă nu îți face nimeni observație, nu te taxează nimeni, tu nu primești o palmă din partea celor, la mod figurat, din partea celor pe care îi superi în fiecare zi. Dacă ești un funcționar mic și stai undeva acolo într-un minister și de tine sau într-un spital sau într-o instituție care are de-a face cu oamenii și tu nu mai ești empatic, ce cauți aici, tu te de aici sau vorbești urât cu oamenii și tu nu ai niciun fel de sancțiune, nici legală, nici profesională, nici morală pe tema asta, tu ai să-ți întărești acest comportament. Da, cretinismul se învață, înțelegeți? Cretinismul se învață, dar în același timp și tonalitatea dată de sus este prinsă foarte repede de cei de jos. Dacă se acționează... Sigur, comportamentele se copie, asta în face vârful piramidei, așa, irresponsabil, cum zici absolut, tu, fără de empatie, arogant, evident, pe toate treptele se va proceda la fel, pentru că s-a dat tonalitatea. Nu pe toate. Eu totuși sunt optimist. Sunt oameni care rezistă. Ce mă bucur. Sunt oameni care rezistă. Iată, în toată întunecimea asta noastră de ceea ce se cheamă servicii publice, da? Noi toți ne plângem pe sănătate, pe servicii de sănătate. Ne plângem pe serviciile de educație. Ne plângem pe serviciile, nu știu, publice, ce ține de perfectare de acte sau altceva. Dar totuși, fiecare din noi găsește o oază. Un medic bun care știe cum să vorbească, care o face necondiționat, care vine la serviciu uneori la țară zeci de kilometri sau câțiva kilometri pe jos și are un mod de viață foarte modest, dar reușește nu doar să ajute, să trateze oameni, dar să fie și empatic, să fie și o călăuză pentru ei. Dascăli de care avem noroc, care în continuare încă profesează și educă generații de oameni performanți și concurenți. Încă sunt. Chiar dacă pe ansamblu noi recunoaștem că sunt foarte mulți oameni care strică aceste domenii,
care o fac. Deci de aceea eu sunt optimist. Acești oameni despre care tu zici în această situație, pentru că lor le este de 10 ori mai greu decât celorlalți care se adaptează ușor. Explicația e simplă, așa sunt ei. Ei, în primul rând, nu au alt fel de a fi, deci sunt corecți. Eu mi-aduc aminte, eu văd imaginele astea de profesori de la țară care s-au dedicat în totalitate meseriei lor și pentru a fi profesori sunt necesari, lor le este necesar să fie și fermieri. Că altă posibilitate să supraviețuiască nu au. Deci trebuie să aibă grijă de animale, de vacă, nu știu ce. De nu cută, așa de... într-o formă de amator, dar chiar să muncească la greu. Și îi vezi pe oamenii ăștia, vezi mâinile lor muncite, dar și o inteligență extraordinară și o dedicație foarte mare. Ei nu au nevoie de... au nevoie, poate, de nu au nevoie de protecție specială, da? Au nevoie de recunoștință. Oamenii ăștia de cel mai tare sunt motivați de recunoștință. La fel ca și voi, seariștii sau cei care faceți emisiuni. Poate, de exemplu, nu faceți emisiuni care să vă aducă averi, ca în alte țări, cum există, da? Și atunci, ce te motivează să faci? Te motivează când primești o recunoaștere din partea unor spectatori care îți spun că e emisiune interesantă. Asta ar fi. Același lucru este și în politică. Recunoștința celor pentru care lucrez. Dacă sunt oameni care zic că ai făcut ceva bine sau măcar nu le-ai stricat sau ai încercat să faci bine, dar ți-a reușit parțial, asta deja înseamnă că n-ai făcut-o degeaba. Uite, oameni de ăștia de care zici tu devin tot mai puțin. Nu știu, e bine sau e rău, taberele, baricadele, știi cum, sunt cam inegale și cei care trec dincolo întotdeauna au o scuză, ca să-l cităm pe Viorel Mardare, așa au fost timpurile sau nu mi s-a dat. Crezi că e inevitabil să treci în tabăra celui puternic sau poți să rămâi? Depinde de om. Iarăși depinde de om. Că mi-aduc aminte oamenii, și... Da, spune. Oamenii au tendința să-și tranzacționeze libertatea. Asta este o chestie demonstrată științific, dacă doriți. Știi ce? Ești psihanalist. Adică Eric Fromm are și o lucrare foarte interesantă despre cum oamenii își vând libertatea. Da? În diferite perioade istorice, oamenii își tranzacționează libertatea. Problema apare atunci când oamenii o fac în mod colectiv, voluntar și nu în mod individual. La noi nu e atât de grav cum credeți. Uitați-vă câte eforturi se depun în a manipula în continuu această societate și nu numai cei care astăzi sunt la guvernare, toți. Dar totuși oamenii au capacitatea de a-i taxa și de a-i mai schimba din când în când. În 27 de ani noi am avut guverni care s-au schimbat. Ceea ce înseamnă că oamenii noștri își tranzacționează libertatea, dar nu într-o formă organizată și nu pentru mult timp. Deci ce spuneți, în un caz individual, când like cineva a schimbat tabăra că este mai comod sau se teme sau a fost amenințat sau este mai bine fiindcă a primit oferte mai bune. Asta este o chestie individuală și ea o să aibă loc. Iarăși, știți cum, trădarea este una din activitățile foarte vechi ale relațiilor sociale, deci din bun, dar așa s-au creat state, așa s-au făcut foarte multe lucruri. Baza tranzacționării este individuală. Important este să ai elite, să ai moralitate, ca lucru dat să nu se întâmple să nu aibă o amploare colectivă. Vadim, despre exemplu, ce elite vorbim și despre ce moralitate acum? Despre nazism sau despre forme de dictatură când oamenii prin vot investesc în dictatură. A? S-a scris foarte mult. S-au făcut multe studii să vadă, dar de ce oamenii au făcut-o? Că nu a venit individual la fiecare să-i pună pistol. Sau cum spunea Dovlatov, da? Da, noi îl hulim pe Stalin pentru toate, sau îl blestemăm pe Stalin pentru toate deportările, dar cine totuși a scris 4,5 milioane de denunțuri? Păi... Da? Deci este aceeași chestie. Individual, omul scrie denunțuri false pe vecin, pe verișor, poate scrie pe altcineva, pe o rudă, pe
pe colegul de birou, da, să zică că are un comportament. Dar e important să nu fie milioane de oameni care fac acest lucru, fiindcă marele tragedii umane, deci ele au fost alimentate de o ignoranță colectivă, nu de ignoranță individuală. Noi, oameni care se vând și tranzacționează libertatea, în particular, o să avem în permanență. Tu crezi că încă nu s-a ajuns la momentul critic? Nu. Pentru că vorbeam despre același lucru, de exemplu, cu niște intelectuali români și întrebam cum a fost posibil Ceaușescu, cum a fost posibil să aibă putere atât de totală asupra minților oamenilor. A fost posibil sau nu a fost posibil să te eschivezi, să nu scrii poezii despre el, să nu-ți torni aproapele, să nu încalci niște norme. Și doar un singur om a zis, da, a fost posibil. Restul a zis, posibil. N-a fost posibil pentru că așa făceau toți. Ca și în cazul de care îți vorbeam de Berea Mardare, care scria despre un om care în timpul foametei a devenit canibal și a zis, așa fără niciun regret, păi așa au fost timpurile. Deci noi întotdeauna ne găsim o scuză că așa au fost timpurile. Și Holocaustul care a avut loc la noi și nu ne este greu să recunoaștem că oamenii locali au participat în asta și sunt acte, mărturii, documente, când oamenii au participat în populație. Și explicația de obicei cel mai greu pentru mine e să accept când vine astfel de explicații, așa sunt timpuri din partea intelectualilor sau oamenilor văzuți. Și au fost timpurile, cum altfel ar fi, da? Trage o sfastică, un seceră și un ciocan și sub pretextul ăsta mai deportez pe cineva, mai execuți. Așa au fost timpurile. Iată, așa au fost timpurile fiindcă controlul social pozitiv a fost atât de slab în acele timpuri. Ceea ce noi trebuie să nu admitem acum este că formele acestea acum încă individuale sau insulare de trădare, de tranzacționare a libertății să nu fie un comportament colectiv, să nu devină un comportament o social, o normă pentru majoritatea populației. Tu ai primit oferte? În viața mea foarte multe oferte am primit. Și inclusiv în politică am primit oferte. Dacă refuz o dată, de două ori, mai apoi ofertele nu mai vin. De simplu. Toți acești, eu nu știu, nu știu cum să le zic, dictatori, țari, mici împărați, sunt hrăniți, de fapt, de cei din eșalonul 2, cei din... pe cât de machiată li se raportează lor realitatea? Pe cât... de tare își păzesc cei care aduc informația propriul fund sau propria liniște, încât... Nu știu, eu totuși n-am lucrat cu dictatori, dar pot să vă spun din istorie că ai lucrat cu un autocrat. Nu, nici cu autocrat. Eu cred că am lucrat într-un guvern democratic care era criticat foarte mult de populație din cauza acestor dese certuri. Ceea ce pentru oamenii de multe ori este o ceartă, asta înseamnă democrație, că nu există unison. Iată, acum avem unison și ce-i mai bine? Nu păi cred. Asta îi se raportează altă realitate decât... Nu, în Moldova este imposibil să te autoizolezi în totalitate de populație. Cazurile despre care spuneți dumneavoastră țin de mai degrabă de niște forme acerbe de dictatură, de autoritarism, când persoana sau un grup de persoane reușește să cucerească inclusiv și mințile oamenilor, ele au voturile acestor oameni în mod organic. Foarte multe regimuri dictatoriale din Europa, în prima jumătate a secolului 20 și mai târziu, deci în toată lumea, ele la început sunt alese democratic. Sau cu niște manipulări, dar ele sunt alimentate de foarte multe voturi. Populism, de obicei, cum aceste voturi sunt luate sau influențate? Prin frică, prin explorarea fricilor, populism foarte mult și transferul sau, să spunem, vânzarea unei speranțe că omul ăsta poate să aducă putere comunității. Și delegându-i lui o parte din libertăți, el va avea grijă tu să nu ai grijă, va avea grijă tu să nu ai probleme și te va face măreț și vei trăi într-o societate măreață. Chestia asta există des și atunci
după ce se produce instaurarea acestei dictaturi, încă o perioadă, într-adevăr, dictatorul și cu suita lui încearcă să livreze ceva palpabil societății. Și de aici apare, dacă vă uitați, foarte mulți dictatori se implică în tare multe proiecte grandioase. Drumuri, în secolul, la începutul naziștilor au început rețeaua de drumuri să o facă, sau niște construcții megalomane. În Codivoar am văzut în plină junglă replica, știu, catedralei Sfântul Petru de la Vatican. Sau turnul Eiffel, sau cineva își propune să facă, nu știu, niște beneficii sociale pentru toți, da, universale, de exemplu. Toți primească o sumă de bani doar pentru că sunt cetățeni. Sau... La scară mică înțeleg ușor încearcă să facă acest lucru, doar că n-are putere de a fi dictator. Eu cred că este vrea să mai fie degrabă maselor, o situație banală de a explora niște lipsuri foarte mari ale populației contrar legislației. Întreag, dar dictatorii ăștia, înainte de a acapara puterea, pot fi cumva depistați, poate fi prevenită situația, pentru că, de exemplu, dacă erau mai puțin exigenți cei de la Academia de Arte de la Viena și îl primeau pe Hitler în rândurile studenților lor, poate evitau masacrele care s-au produs și el era un pictor mediocru care picta lebede și peisaje. Nu cred că e legat de asta. Eu cred că e legat de societatea, trebuie să înțeleagă încotro este dus, trebuie să reziste și instrumente sunt. În primul rând ai nevoie de elite, ai nevoie de societate civilă critică care să aibă capacitatea să tragă în clopote atunci când se întâmplă ceva rău. Tu crezi că noi avem acum elite care trag în clopote? Noi le avem. Ele sunt, nu sunt tot timpul foarte bune, dar ele sunt încă. Da? Ele există, unii sunt mai tineri, alții sunt mai timizi, dar noi nu avem o opinie publică monolită. Sunt oameni care se revoltă, sunt oameni care critică. Și deocamdată o pot face, da, într-un mod liber. Da, mai sunt niște constrângeri. Mie nu-mi place, de exemplu, să spun că Moldova este dictatură, fiindcă eu nu consider că ea încă este. Când noi alunecăm, ne mișcăm în direcția asta, da. Uitați-vă, noi suntem în libertate, putem să discutăm liber, dar suntem constrânși de anumiți factori, dar încă suntem liberi. Și nu e bine să zici că a căzut drobul de sare când el încă n-a căzut. Da? Deci, fiindcă atunci când o scadă, o să trebuiască să găsești altceva să explici oamenilor. Nu e problema cu ceea ce spuneți. Trebuie să existe câteva, în afară de elite, trebuie să ai instituții. Trebuie să ai instituții cât de puțin independente. Fiindcă atunci când vine cineva și spune că noi vom executa partea aceea societății sau noi vom închide televiziuni sau noi vom interzice opoziția sau au fost polițieni care au zis că noi vom face karaoke într-un loc de o ambasadă sau alte lucruri care sunt ilegale. Aceste sau vom spânzura de arcul de triunghi. Eu n-am vrut să reproduc exact. Aceste lucruri sunt ilegale. Și instituțiile trebuie să prevină perpetuarea astfel de mesaje. Ce înseamnă acest lucru? Când ai instituții cât de cât independente, când independență totală, utopică, nu există, ele încep să sancționeze anumite lucruri. Și legislații pentru asta este. Când nu ai aceste instituții sau când aceste instituții acționează foarte flexibil și foarte selectiv, atunci opinia publică începe să se deprindă cu aceste lucruri. Și începe să înțeleagă, începe să renunțe la niște standarde de moralitate, fiindcă de multe ori lucrurile ilegale sunt mai interesante pentru oameni. Mai atractive. Mai atractive pot fi, da? De exemplu, să vii să spui, da, haideți să nu ascultăm, să nu plătim impozite. Asta e o populară idee, da? Nu plătim impozite. Și care e soluția în final? Să nu respectăm regulile de circulație. Da. Sau, de exemplu, să propune să alegem judecători. Să nu învățăm pentru BAC, dar să copiem. Să alegem judecători. Da? Și vine un judecător pe circumscripție X sau Y și spune, eu am fost judecătorul vostru. Hotărâm orice întrebare. Ia uitați-vă, și slogan am găsit, da? Le promite la tăți că vă dau libertate, o să ne înțelegem. Da? Punem alt slogan. O să ne înțelegem. O să voteze oamenii. Eu mai intră într-o circumstanță, mai beau un pahar de gin cu toți
și le promite la fiecare că o să ne înțelegem, o să-l voteze. Tu doar mă știi. Mă știi, e votat. E, dacă îți votezi cu mine, ia ca telefonul, rezolvăm șeful întrebările, da? Și atunci ai o altă situație. Deci totul e legat una de alta. Elite, morale, deci elite, instituții, lege. Ca și cazul clasic de la Jora de Mijloc, care au zis, păi da, e fură, dar pus ne dea și nouă un pic, știi? Adică faptul că e fură, deja n-a mai devenit un păcat, o ilegalitate, o, dacă o să se împartă un pic cu noi, atunci e chiar un fel de... Asta cum este zic, o explorare clasică a unor lipsuri și a unor, ceea ce spuneam noi înainte, oamenii sunt gata să tranzacționeze o parte din rațiune și din libertate doar pentru a rezolva niște probleme. De ce are loc chestia asta? Pentru că iarăși mi-aduc aminte de Șoră, nu știu cum e eroul meu de azi, când a organizat contra protestul în Piața Mare Adunării Naționale în raport cu protestul acum. Cei care au ieșit acolo să mănânce hrișcă și pâine de asta cea mai ieftină și să danseze pe piață în jurul propriilor genți, nu semănau a moritori de foame, nu semănau a oameni care au nu fost impuși de cum să zic, de, chiar de foame și de sete. Păreau niște oameni bine mersi, cu pălării, cu tot felul de haine. Eu aici nu sunt de acord. De ce? Bun, eu sunt, am făcut asistent social, am lucrat foarte mult în mediul ăsta de oameni care au nevoie de ajutor și vreau să spun că la noi sunt extraordinar de mulți. În Chișinău aveți poate mai mult de 10 cantine sociale, cel puțin care le cunosc eu. Sunt multe inițiative private, dar Doamne, să fie câteva 10 de cantine sociale. Eu pot să vă spun câteva care le găsiți în centru, capitale este și la Botanica, și încercați să mergeți acolo în ajun de ora când se ia masa și o să vedeți oameni de toate care în trecut sau prin aparența lor reprezintă diferite clase sau straturi sociale cândva. Da? Unii au fost profesori, alții au fost medici, dar pentru ei, din cauza injustiției sociale, un prânz cald înseamnă foarte mult. Și dacă vreți să scrieți o carte despre cum, despre sufletele trădate, sparte, destine, de exemplu, sparte de realitățile noastre, mergeți un pic și stați acolo și o să vedeți lucrurile total diferite. Deci noi suntem cuprinși de stereotipuri cu un om sărac sau care are nevoie de un prânz cald, neapărat trebuie să fie îmbrăcat în zdrenți. Nu, în sensul că aceste dansuri macabre pe care le-a dansat în piață... El explorează abilită pe nu știu, era o imagine. Eu, de exemplu, hilară, pot să vă spun ce am trăit eu. Eu am trăit o stare foarte mare de jale, cum se spune așa, proprie. Mi-a stat jale când am văzut cu oamenii ăștia sunt folosiți în astfel de situații. Și asta era clar și pentru oamenii ce. Eu chiar am discutat cu niște bătrâni deci care au plecat. Deci au venit, da? Ei au înțeles că au fost un pic folosiți și ei nu sunt împotrivă să fie folosiți uneori, dar când chiar în așa situații de radicală nu s-au simțit nici ei bine. Eu cred că nu s-a simțit nimeni bine. Eu nu cred că el anșor s-a simțit foarte bine. Da, este o poză celebră deja pe rețele de socializare, privirea lui. Eu, de exemplu, îl cunosc pe el personal și știu că el de foarte multe ori nu e un om atât de, cum spun eu, dârz în situațiile astea. Este destul de atent cu anumite situații și mi se pare că acțiunile astea el nu-și aparține sie. Deci chestia asta, de exemplu, a fost emblematică pentru foarte mulți oameni. Să folosești chiar în așa mod bătrânile cele știind că există o mulțime de partea cealaltă atmosferă, este... Cum crezi? De ce procedează el în asemenea fel? Cineva din cunoscuții mei spuneau că toți luptă pentru libertate, numai că ceilalți de partea cealaltă luptă pentru libertatea tuturor, a țării, efemeră, să-i spunem, și el luptă pentru libertatea lui. Nu cred că chestiile astea vor fi durabile. Este o soluție pe care probabil că cineva manevrează foarte bine și cu el și cu situațiile date, dar este o situație absolut temporară. Este o situație absolut temporară. Când dar noi temporară, trebuie din asta temporară. Ce ai în vedere cam cât ar putea să Eu nu sunt predicător, dar știu că astfel de... nu sunt futurist. Astfel de situații nu durează. Ele nu sunt durabile, prin definiție.
Dragostea în genere nu se cumpără. Poți să încerci, poți să o joci, dar în final ea nu se cumpără. Important e ce lecție noi din asta învățăm. Tu te-ai văzut că la Jora de Mijloc există dragoste. Da, acolo se fac drumuri pe fondul ăsta, evident că există. Noi trebuie să luăm o altă lecție, dintr-o altă chestie, ceea ce o ignorăm de foarte multe ori. Care? Noi trebuie să înțelegem că nevoile sunt foarte diferite ale oamenilor, dar pentru unii oameni, ca ei să nu ajungă să-și tranzacționeze libertatea, conștiința și bunul simț, trebuie să le dai un minim. Înțelegeți? Un minim ca ei să aibă de ce se agăța. De ajuns să nu furi tot. Asta e important. Dar, de exemplu, de ce să nu ai o rețea de cantine sociale în toată țara? Sună poate rușinos, că noi suntem deja aproape europeni, avem programe sociale, dar de ce nu? Dar de ce să nu creezi dacă condiții existe, ca oamenii să-și producă propriile poate să-și producă bunuri și le cumpere, dar tot nu o să mă crede, dar și în țările foarte bogate există programe de stat, de alimentare, de un prânz cald pentru unul. Se cheamă Meals on Wheels. Deci nu de stat tot timpul, dar sunt chiar filantropice. Pe lângă biserici. Sunt organizații ceea ce bisericile noastre nu fac sub nicio formă. Nu trebuie să căutăm alții. Dar de ce, de exemplu, noi să ne unim 10 oameni care nu avem interes politic, nu vrem să furăm voturile, nu vrem să-i folosim ca scut viu. Iată, noi 10 familii care putem să dăm 500 de lei lunar, da? Unei cantine care să alimenteze 100 de bătrâni. E posibil? E posibil. Posibil. Noi ne asociem des pentru a ajuta unul pe altul. Noi suntem buni în sens, dar noi nu am învățat încă să ne asociem pentru a crea rețele de securitate, de siguranță. Neînțelegând că, pe urmă, dacă nu face asta, cineva o să folosească de situația dată. Păi atunci tu întorci cu fundul în sus expresia că moldovenii de pe cei, dacă unul nimerește într-o groapă, ceilalți îl trag la fund, nu la să se ridice. Adică eu n-am zis de chestia asta. Eu sunt mai optimist despre moldoveni. Nu chiar așa, iată, bun. Cine te-a tras în groapă pe tine? Mulți moldoveni? Mulți? Da, ai avut rivalități în viață, concurență. Da, uite, eu nu mi-am pus problema dacă m-a tras cineva, nu m-a tras. Da, am avut și eu parte de experiențe negative umane, dar în genere am avut parte de oameni care m-au ajutat, m-au învățat, m-au îndrumat. Uneori mi-au dat un șut ca să fac un pas înainte, da? Deci, în fond, noi toți avem drame cu alți oameni, dar până la urmă noi suntem buni unii cu alții. Trebuie în continuare să credem că în oameni buni. Dacă nu crezi în ei, nici nu îi observi când apar în drumul tău. E adevărat, da. Nu observi îngerii, observi doar demonii, da. Care a fost cea mai mare umilință pe care ai suportat-o de când ești pe scena politică? Mie mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Parcă îmi pare că încă urmează. Dar nu știu. Să spun că atunci când spui ce aici nu crezi, cred că m-am deprins undeva de asta. Deci nu sunt o persoană cinică, dar te înveți să fii cinic destul de des. Nu știu care ar fi umilință. Cred că încă urmează, dar probabil, nu umilință, pot spune incomoditate. Eu, în general, evit situațiile în care să mă umilesc foarte tare. Nu știu. Deci dacă nu știu că e inevitabil, pur și simplu nu mă duc acolo sau... Dar nu poți să previezi întotdeauna, dacă ne aducem aminte mulți dintre... Mici umilințe am avut de foarte multe ori, când trebuie să răspunzi pentru ceea ce n-ai făcut, când trebuie să vorbești cuvintele care nu ți-aparțin, dar nu este o umilință chiar atât de gravă, este mai degrabă un disconfort pe adică care nu este tine publică, nu este... Disconfort cu tine. Nu știu dacă am fost umilit foarte des. Da, când știi că ai pierdut, ai mers într-o dezbatere și cineva... a făcut praf din tine, tu n-ai fost pregătit. Asta ar fi o umilință. Deci ai în permanență, mici. Umilința ai în permanență, dar asta e politica, nu poți altfel. Nu poți să fii doar copleșit de glorie în permanență și ca Iulius Gai Cezar să-ți pui petale trandafiri. Nu cred că... Eu sper să nu urmeze mare umilință, totuși, până la urmă.
Mi-am adus aminte de un caz în ceea ce ziceai tu, că te-ai deprins până la urmă să mai spui lucrurile într-un fel sau altul. Nu, cinismul în politică, cinism, dacă da. Nu ești cinic în politică, arzi, că baterie. Am avut o mică discuție cu cineva din, care vorbea despre alt coleg, că eu o să-l distrug și o să-l fac așa, că o să-l termin. În aceeași zi am avut o discuție cu respectiva persoană care a zis eu pe ăla o să-l fac praf. Eu să... Seara ne întâlnim. Și ai văzut la bine. Nu, în aceeași zi. Seara vă întâlniți și ei ne-am întâlnit unul la, la aceeași masă și au dat mâinile și s-au pupat. Eu ca om de rând pentru care, știi cum, fraza asta e tare, știi, o să-l distrug pe cutare, înseamnă că cel puțin nu vorbești cu el sau tu nu trăiești niște planuri de răzbunare. De... Și când vezi asemenea tablouri, îți dai seama ce se întâmplă dincolo. Pentru mine a fost chiar un moment de cotitură, m-am uitat cu alți ochi la... Asta este un fenomen absolut normal, în ghilimele. Ce-mi place, politic. Că totul la tine limitele normalității. Eu aș vrea să vă dau un exemplu că nu este așa. Chiar și în democrațiile avansate. Da? Eu am citit lucrarea lui Paul, noul Machiavelli, fostul șef de cabinet lui Tony Blair. Și așa am avut o satisfacție la lucrarea asta, dar nu o să mă credeți de ce. Că ea e scrisă super bine, da, dar eu am zis, wow, înseamnă că nu numai la noi e așa. Exact, da. Eu am avut aceeași senzație când am citit această carte. Eu cred că numai la noi e așa. Da? Toate rivalitățile astea, toate zâmbetele pe față, toate hotărârile politice care, de fapt, au în spate niște gelozii. Romanele și istorice, da. Pe la curțile regale, care erau elogiate, același lucru, intrigi, chestii. Deci își zâmbesc în față. House of Cards, da? Poate spectatorii știu mai bine asta. Este un exemplu de cinism, nu doar cinism, violență politică și așa mai departe. Adică e dincolo de moralitate, dincolo de norme, dincolo deci ea, în general. Chiar dacă te consideri om bun și cu intenții bune în politică, trebuie să te înarmezi, trebuie să te antrenezi. Trebuie să te înarmezi, trebuie să știi că nu tot timpul sinceritatea este un lucru bun în politică, mai ales în relațiile interpersonale. Nu trebuie să te deschizi ca... Că orice carte acolo o să te citească toți prin jur, trebuie să păstrezi garda, trebuie să ai garda ridicată tot timpul, trebuie să ai grijă de cine este în spatele tău, să nu... Deci trebuie să te înarmezi foarte bine, trebuie să înveți. Făcut, eu știu, deținutul numărul 1 al țării. Mie nu îmi place când îi spun așa, pentru că el, până la urmă, îi spășește o pedeapsă, eu nu știu, nu cred că este pe meritate, și, pentru că pedeapsa lui constă nu numai în ce el se află în detenție acum. Pedeapsa lui constă că este folosit pe post țapi spășitor, încearcă să arate că e început trorelor, neavând posibilitatea, neavând posibilitatea să dea o replică. Este, dacă doriți, și nu este corect legal, să o spunem așa, dar este amoral să faci chestia asta, da? Mai ales fiind constrâns, acolo unde este constrâns. Eu cred că fiecare politician, cât de atent nu ar fi, el comite greșeala asta, că până la urmă se înconjoară fie cu oameni slabi sau fie are încredere prea mult în oameni și ei trădează. Asta este inevitabil. Angajează loial, dar vrea de la ei performanță sau invers? Performanță, dar care nu sunt loiali? Este inevitabil chestia asta. Și eu nu știu care ar fi soluția perfectă. Să vii cu prietenii tăi de copilărie, nu cred că e o soluție bună. Asta ar fi altceva. Să vii, cum să-i testezi, cum să-i vezi pe oameni? Probabil că trebuie, nu știu, eu de exemplu nu pot să răspund la întrebarea asta, fiindcă și eu de atâtea ori am fost dezamăgit de oameni, poate că cea mai mare dezamăgire mea de activitatea politică și de politică este dezamăgirea în oameni, când vezi, uite, așa o speranță, așa o chestie, era un om bun și la urmă îți pune piciorul sau te lovește din spate sau cât de atent n-ai fi până la urmă dai de ei. Fiindcă asta e realitatea politică și, din păcate, la noi mai mult dai de ei. Foarte puțină lume înțelege că în momentul în care trădează și se lasă folosit și are anumite beneficii de la această trădare, înțelege că e pe scurtă durată, înțelege că nu va... că nu știu...
că va fi și el aruncat la gunoi ca mulți alții până la el. Da, dar omul trăiește cu ziua de azi. Iarăși, trădarea este parte integrală a politicii. Dacă mă întrebați pe mine cu cine mai ușor, cu trădătorii sau cu proștii, mie mi-e foarte greu să spun, fiindcă problema e că în politică, când e o combinație între trădare și prostie, asta e mai greu, fiindcă prostia e mai complicată în politică, fiindcă atunci sau oamenii cu prinși de prostie au o mare problemă. Știți care este problema? Ei sunt convinși că au dreptate și încearcă să o pună și ței. Iată, cred că forma cea mai gravă de trădare este cea în combinație cu prostie și încercarea de a prezenta trădarea ca un pas moral. Asta e mai greu. Dar faptul că ea există în politică e absolut normal. Iarăși, ziceți că sunt prea... În ce sens normal? Deci nu trebuie să te gândești că e să ai vreodată o lume politică fără intrigi, fără trădare, fără manipulare, fără minciuni. Nu trebuie să-ți creezi astfel de iluzii. Nu o să existe. E altceva că toate trebuie să fii la limite, unu, doi, trebuie să fii excepții în activitatea ta politică și nu reguli. Da? Și trece ce e foarte important, trebuie să ai tot timpul repere morale care să-ți permită să te uiți la ele și să înțelegi că totuși când nivelul acestor non-calități, acestor urgii a depășit nivelul de limită. E că de ce ai nevoie de elite, nu neapărat din politică. Dar elite din societate, din academie, din societate civilă, din profesori, din religii și așa mai departe, care să vină cu un alt fel de comportament și raportându-te la ei, tu să înțelegi că în jurul tău se întâmplă ceva foarte grav. Și toate non-calitățile, trădare, intriga, prostia, au depășit limita excepției și devin normalitate. Acum? Poftim? Zic acum. E la limite. Dacă mergem tot cu pașii ăștia, s-ar putea să... Trăim deja într-un stat banditesc sau încă nu? Depinde cum definim. Noi trăim într-un stat în care principalele domenii de activitate sunt acăpărate. Ce grupul ăsta de interese care au acăpărat aceste domenii ale statului încearcă să fie nice, încearcă să fie gentilomi. Deci încă nu arată de plin toată puterea lor, deci nu folosesc încă metodele cele. Dar mie mi-e tare teamă când fiecare zi primim anumite știri cu fabricare de dosare, cu care în final duc la distrugeri de familii, la șantaj din ăsta psihic foarte puternic, să nu se ajungă la metodele acestea banditești. De asta mi-e teamă și de asta noi trebuie să tragem clopotele acum, fiindcă ei s-ar putea nici nu-și dea seama că au trecut deja Rubiconul. Înțelegeți? Când ești acolo, vezi pe toți ca dușmani. Care are o opinie critică, e dușman. Eu am un prieten care lucrează într-o companie internațională. Este hotare, o companie foarte mare și este undeva în echipa de consiliere a CEO-ului sau a președintelui companiei. Și el îmi spune că el răspunde de acolo, de un domeniu, ceva de domeniu financiar, undeva îl consiliază pe șef. Zice, dar uite, are interesant, are un consilier, zice că eu l-am numit consilier pentru ceartă. Da, zice, el vine între de două ori săptămână la un birou, se ceartă câte două ori și iese de acolo. Deci de ce se ocupă el? Păi în fel el numește consilier pe probleme strategice, dar de fapt e un om mai în vârstă ca dânsul, foarte principial, foarte încăpățânat, care intră și îi spune totul cum pe anumite decizii care trebuie să le ia, îl pur și simplu îl distruge. Se ceartă, trântesc ușele. Zic, și nu-l dă afară. Nu-l dă afară, uite. Poți să-și numească în fel și chip, dar de ani de zile îl păstrează alături, fiindcă are nevoie de cel care îl critică și lovește cu pumnul în masă și el o face și în public. Deci în compania lor. Adică nu o face numai după ușa închisă. Deci știi toată compania încă asta așa face, dar încă nu-l ceartă. Și că au fost pe limită să-l concedeze, dar nu-l concedează. Tu ai procedat la fel când ai fost consilier? Am procedat, dar nu atât de poate radical, din simplu că nu eu de felul ăsta să trântesc cu pumnii în masă, deci nu mă reprezintă metoda asta, dar eu îmi exprimam părerea destul de liber și de multe ori eram auzit.
Nu cred că e corect să dai vina tot pe lider. Nu e corect. De foarte multe ori, consilierii se consideră, de fapt, adevărații conducători. Nu. Și e, nu e și cazul tău, dar nu, am auzit mai mulți care au zis eu l-am făcut președinte pe cutare, eu l-am făcut premier pe cutare. Asta vorbesc cu orgol. În primul rând, mașinăria asta funcționează un pic altfel. Fiecare are domeniul său de responsabilitate. Nu e o chestie că vii tu acolo și începe cum arată în filme. Nu e așa. Deci fiecare are domeniul lui de activitate. Sunt consilieri pe probleme destul de tehnice, la fel cum am fost și eu. Sau pe chestii politice, da? Pe anumite decizii, ceea ce implică mai mult comunicare. Eu nu pot să spun acolo că am fost eu marele geniu. Am făcut și greșeli. Sau n-am fost exact în unele chestii. Sau n-am fost suficient de principial. Credeți-mă, am foarte multe remușcări în diferite perioade istorice. Dar nu cred că am avut rele intenții vreodată sau am făcut ceva cu rea intenții într-un anumit moment, da? Nu sunt genul de om care să dau cu pumnii masă sau să trântesc ușile, că nu sunt eu așa, deci de felul meu. Deci, care sunt greșelile de care îți pare rău? Poate că n-am fost suficient de insistent în anumite chestii. Poate că eram prea tânăr și nu eram sigur de părerea mea. Deși părerea mea tot timpul o măsuram și o cântăream foarte mult. Deci niciodată nu spuneam ceva sau nu veneam cu vreo idee care să nu o cercetez sau să nu o documentez. Eu documentam de fiecare dată, deși nu sunt omul cifrelor, dar îmi place tot timpul să argumentez o poziție prin cifre inclusiv. Dar din cauza vârstei nu aveam siguranță că ceea ce ofer eu este o soluție bună sau un proiect bun sau o idee bună. Acum deja sunt mai sigur pe mine, dar... mai sigur pe mine, însă nu știu cui folosește această siguranță folosește, fiindcă noi acum avem o politică care a depășit politicul, deci nu mai avem o competiție politică clasică sau o competiție politică într-un cadru de democrație electorală. Noi avem, nu știu, eu nu mă pricep la metodele astea de capturare a realității, să-i spun, că este capturată realitatea în care trăim, deci când spui tu afară că plouă și vine să spun că e soare, deci eu nu, chiar așa nu... Păi cu asta am început emisiunea, dar am înțeles că și acolo, în eșalonul 2, începe să iasă cuțitele pe la spate. Eu nu am multe cunoștințe acolo, cunosc foarte multe lume de la PD sau din alte partide, că am fost într-o coaliție, n-are sens să o fac pe Alba ca Zăpadă. Am vorbit de multe ori și cu domnul Plahotniuc și cu alți colegi de acolo, care eram în coaliție. Nu știu care e situația actuală, ci știu cu certitudine că atunci când devii monopolist al puterii, îți asumi și problemele puterii. Îți asumi și rivalitățile interne. Îți asumi și, cum zici, a fost președinte Vladimir Voronin, bespredielul, și el este, tu nu poți să-l controlezi. Dar uneori poate îl controlezi, uneori e cu girul tău. Dar alte ori o să-l fac și fără girul tău. Și bespredel, cum spune, mai ales la nivel local, nu este foarte mult. Spune, nu e drept. Nu, asta nu e. Un bespredel controlat. Nu e controlat tot timpul. Dacă nu e controlat, e mai rău, încă atunci înțelegi că cineva stă în spatele lui și ți-e mai tare rău. Dezinformarea ta, când spune că șeful tău e super acolo. Te-am întrebat. Super, da. Am ajuns la asta acum. Cum are loc asta? Bine, din cauza monopolului de putere care l-ai. Și oamenii... Noi avem în Moldova un soi de oameni. Eu l-am întâlnit, de exemplu, la început îmi părea poate că eu o chestie care eu singur mi-am imaginat. Un soi de oameni care nu pot trăi, nu se pot concepe pe sine în afara unei funcții de conducere publice. Ei nu pot să nu fie în acea linie. Și nu neapărat mare, micuț poate, undeva acolo în acea linie, în cea micuț măcar. Adică nu pot. Și sincer, eu credeam că ei doar joacă în teatru, dar ei chiar poate să intre în depresie dacă nu au o astfel de mică funcție. Măcar în acea linie, 5 oameni să fie. Șefuleți, da? Sorry că folosesc rusismile astea, dar ele atât de tare ne reprezintă, că ei sunt acea linie și nici nu șefuleți. Deci ei chiar cred în asta, deci ei nu pot. Și tu să vezi traseul la niște oameni, mai ales
în rândurile de jos, middle management, da? În gestionarea aceștia din nivel mediu care există, o să vedeți că de aici acolo, ca zigzag, se mută, dar îți gata la niște înjosire, sau cum spun eu... Umilințe? Absolut fenomenale, deci manipulatori excelent. Deci poți să trezești cu lacrimi sau invers, că e foarte util. Și atât, când ești la guvernare, oamenii ăștia te găsesc. Poți tu să-ți construiești un zid în jurul tău, ei o să sapi și o să ajungă lângă tine. O să fie cei care îți șoptesc. Dar când ești încă la putere și ai monopolul de putere și ignori orice critică, vezi doar dușmani în jur, oamenii ăștia încep să te controleze. Cum? Și oamenii ăștia încep să te controleze. Cum? Pur și simplu, fiindcă tu nu ai niciun mecanism de autoapărare. Critica din jur îți pare toată nesănătoasă, cumpărată, rea intenționată, dar critica, de fapt, este rea intenționată, dar trebuie să aibă efecte bune. Când critica din afara țării tot îți pare că e rea intenționată, când tu nu ai niciun mecanism de echilibru a deciziilor, deci le iai tot în același format, oamenii ăștia încep să te controleze pe tine. Dar ei sunt conștienți? Cum? Prin faptul că îți dau informații care le vor ei, știind că tu ai să iei decizie într-un fel, încep să-ți filtreze oamenii, să-ți filtreze deciziile, încep să-ți raporteze fals și așa mai departe. Oamenii ăștia de care zici tu, mă rog, din vârful piramidei, recunosc că sunt răi sau ei se consideră buni? Ce om să recunoască că e rău? Nu cred că recunosc. Nu cum, stai la o biere și sute în biere și spune, ești rău eu, ei. Păi, Vadim, ești rău tu, nu? Nu cred că recunosc. Asta e ține de tot psihologii sociali spun că omul a ajuns la un nivel de maturitate intelectuală foarte avansat. Noi înțelegem tot. Noi înțelegem când cineva vrea să ne cumpere atitudinea, votul, opinia, vocea și așa mai departe. Noi totul foarte bine înțelegem. Noi înțelegem când cineva ne tranzacționează libertatea, dar omenirea este foarte imatură emoțional. Ea nu corespunde. Nivelul de maturitate intelectuală nu corespunde cu nivelul de maturitate emoțională. Noi suntem foarte imaturi emoțional. Noi nu știm să gestionăm bine să ne gestionăm propriile emoții, noi nu știm cum să gestionăm fricile, noi nu știm cum să luăm decizii în situații extreme, noi suntem foarte ușor influențabili emoțional. Omenirea, omul în genul ca ființă, este foarte imatur emoțional. Și toate greșelile care le facem, le facem din cauza emoțiilor. Toți, fără excepție. Se poate ieși fără sânge și fără cuțite în spate din politică? Slava Domnului, da. Noi nu suntem o țară africană. Noi avem politicieni care au fost președinți de țară și merg simplu pe drum. Nu avem problema asta. Știți, foarte des noi suntem întrebați, de-aia voi și nu mă criticați țara peste hotare sau când vin oaspeți din străinătate. Eu odată am avut o ocazie să merg cu mai mulți colegi deputați, noi am mers în Statele Unite și am stat în niște familii, au fost niște cursuri. Deci nu am stat la hotel. Și am fost de toate viziunile. Asta a fost 2 ani în urmă, dacă nu mă înșel. Sau un an jumate în urmă. Și mă uitam că la un moment dat, deși eram totalmente diferiți ca viziuni politici, chiar în rivalități personale, chiar ne-am și mai ciondănit prin Parlament. La un moment dat, fiind acolo la mii de kilometri distanță și nu eram în Senat sau undeva. Eram într-o comunitate de americani în Carolina de Nord. Am observat că noi parcă aveam o competiție între noi să ne lăudăm mai tare țara. Deși eram și opoziție și guvernare, dacă nu aveam cine să impresionăm, cu oamenii ce nu prea tare sunt interesați de rivalitățile noastre, unica chestie la care ei rezonau cât de cât era când noi le povesteam ceva despre țară. Și atunci nu le povestești numai de rău, că nu te simți bine. Și am intrat într-o competiție de întrecem care mai mult la o țară. Și vreau să vă spun că o chestie care eu de obicei mă laud când plec peste hotare, că indiferent de că
cât de grave sunt luptele politice la noi și prin câte dificultăți, tragedie am trecut noi din 91 încoace, război, colapsul sistemului public, lipsă de bani totală. Eu am trăit toate chestiile astea ca și tine de altfel. Deci totală, când nu aveai bani în genere, aveai hrișcă, mai găsai și brânză, dar nu găsai bani pur și simplu. Deci indiferent prin ce am trecut, noi avem oameni politici care au plecat, au venit alții, nu intrăm în detalii mai buni sau mai răi, da? Și a fost o schimbare de guverne pașnică, mare parte, da, am avut proteste, dar până la urmă au și alegeri, n-a plecat un guvern în urma protestelor. Și am avut o schimbare de putere, am avut o înlocuire naturală a guvernărilor. Și asta e bine. Oamenii merg pe stradă și încă nu sunt... Poate mai primesc câte o lecție de morală când mergi pe stradă. Asta e bine, că oamenii pot să meargă pe stradă. Doamne, liber. Ce de optimist ești tu. Ești cel mai incurabil optimist pe care l-am întâlnit, eu cred, că în ultimul an. Da, eu nu vă zic oamenii că o să fie merg tot pe stradă. Bine. Știți, eu am fost în țări în care eu am călătorit foarte mult. A fost în țări unde sunt, de exemplu, îmi pare rău să o spun, dar polițienii sunt împușcați. La noi se mai ajunge la folosirea pârghiei cu arestările a polițienilor. S-a folosit, eu sper să nu se meargă mai departe. Unde ziariștii sunt... Doamne ferește, executați, închiși, pedepsiți. Eu am fost în aceste societăți și vreau să vă spun că diferența este mare. Și iată de ce eu am să fiu foarte virulent în critica mea a tuturor devierilor de la democrație. Iată de ce pe mine mă sperie foarte mult situația în care ne aflăm noi acum. Și acum, ca să fiu un pic pesimist, dacă noi acum nu o să reacționăm, eu mă tem noi să nu ajungem la situații de violență sau la situații când oamenii o să fie izolați doar pentru faptul că au o părere diferită. Deci hai să acționăm și îți mulțumesc. Mulțumesc mult. Tenerul